Rămânem pe meridianul Brașovului, doamnelor și domnilor, pentru că, iată, avem alături de noi o doamnă pe care știți că o iubim și o vedem prea rar după gustul nostru. Dar profităm de Festivalul Cinema Unii de la Brașov să ne întâlnim cu Tora Vasilescu, să rămână. Te îmbrățișez cu drag, mă bucur să putem vorbi și pe nevăzute, că eu nu te văd. Da, Cristi. Mă bucur. Sunt la Brașov cu Cine Maratonul, da? Spune-mi. Mă bucur foarte mult că sunteți în aceeași formă, cu aceeași grație, distinție și farmec pe care îl știu. Ce mai faceți, doamna noastră dragă? Dragul meu, în momentul de față, mă bucur de filmele pe care le-am făcut, pentru că mă întâlnesc cu oameni din lumea mea, din societatea pe care o cunosc, pentru că acum trăim un alt fel de societate, după gustul meu. Mă întâlnesc cu Vaienii, cu Șerban Marinescu. Am văzut acum un film documentar despre regizorul Vaienii, care, împlinind 80 de ani, i-a făcut un documentar superb despre el. Un regizor cu coloană vertebrală, pe placul meu, care n-a făcut prea multe filme doar ca să facă filme, ci atunci când a avut ceva de spus, ca și alți prieteni de-ai mei regizori. Bun, deci este frumos la Brașov. Pe de altă parte, la ce filme se mai uită Tora Vasilescu? Uite, chiar sunt curios. Vorbești de filmele românești să începem sau cu filmele de filme românești. Străine? Începem cu filmele românești. Păi, aseară am văzut filmul lui Pintilie, De ce bat clopotele mitică, da. După Dale Carnavalului, a lui Caragiale. Da. Acum, imediat când plec de la tine, chiar suntem în întârziere, pe o discuție cu publicul după filmul lui Vaiene, Cel mai iubit dintre pământeni, după Intrusul lui Marin Preda. Documentarul care l-am văzut despre Vaiene mi-au dat lacrimile, începe cu o imagine, pentru că filmul nu e numai dialog, filmul e și imagine. O imagine vorbește emoțional. Filmul începe cu el plimbându-se într-o pădure și apoi întorcându-ne spatele și plecând. Adică nu mai vrea să facă film, nu mai e pe gustul lui și nici pe al meu. Adică această cultură corporatistă mie nu e pe gustul meu. Și mi-e teamă de tinerii care vin, care vor fi manipulați și vor fi manipulați împotriva propriilor lor interese pe termen lung. Știam eu, a spus-o. Știam eu că e bine să vorbesc cu doamna Tora Vasilescu, pentru că întotdeauna este de o sinceritate de invidiat, ceea ce pentru mine este foarte bine. Bun, apropo de filme... Debondantă! Da, știu. Apropo de filme străine, uite, se câștigă Oscarul cu tot soiul de filme, unele mai bune, altele discutabile. Ce facem? Ce facem? Eu mă uit la filmele adevărate, cu figurația adevărată, nu pe computer, nu pe ecranul verde, pe chroma key, adică alte filmări, bietul actor stă în față, e îmbrăcat, costumat pe computer ca jocurile video. Astea sunt filmele viitorului. E o lume în care eu nu mai... Suntem ultimii mohicani, apropo de filmele pe care le-am făcut generația mea. Foarte frumos. Foarte frumos. Nu mă uit cu mare plăcere la aceste filme cu monstruleți, cu... Nu mă interesează. Mă interesează filmele cu emoție, pentru că inima are acel câmp electromagnetic și dacă n-ai emoție, citește piesa acasă. La ce să mă duc la cinema dacă nu îmi transmite o emoție? În viitor, probabil, cu inteligența artificială, când se urmărește omul să nu mai aibă emoție, să fim jumătate roboți, vai de tânăra generație. O, dacă da. Va fi educată în sensul ăsta. Da. Fără emoție, fără dragoste. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și mai e, dacă film nu e, pentru noi nimic nu mai era. E adevărat. Pentru că au rămas. Avem în spate totuși o carieră. Azi am,
azi am fost pe la magazine, nu vă pot spune cu câtă simpatie oamenii vor să se pozeze. Și îmi spun, vă admirăm nu atât pentru talentul dumneavoastră, cât pentru verticalitate și că nu faceți reclame. Așa mi-au spus oamenii. Ce tare! Ce tare! Poate nu le face plăcere unor colegi, asta e. Sigur! Da, mai, o mai dăm și pe glumă puțin, pentru că viața ei are multe lucruri superbe, frumoase, mici, dar frumoase, pentru care merită să stăm în picioare până cade cortina. Minunat! Minunat! Vorba actorilor! Doamna Tora, nu vreți să mai veniți? Stăm cât vreți dumneavoastră să mai povestim, că e așa frumos, îmi pare rău că ne vedem așa rar, dar știți dumneavoastră de ce. Discreția vă caracterizează, ca întotdeauna. Auzit? Cristi, da. Dragă! Cristi, mai răruțe, mai drăguț, dacă soțul meu mi-ar spune toată ziua te iubesc, te iubesc, te iubesc, aș fugi. Trebuie puțin mai rar, ca să mai cineva să mai fie interesant pentru cineva. Nu că aș fi eu interesantă. Ei, Doamne! Da. Ei, Doamne, cred că sunteți una dintre cele mai interesante, rafinate, frumoase prezențe cinematografice, dar și profunde, pentru că frumuseți s-au mai văzut, dar actrițe mari nu tot timpul. Dar și totuși, acum dacă tot v-am prins, ce vă mai face? Cristi, iartă-mă, nu mă mai lăuda atâta, Cristi. Păi atunci... Cristi, lăudătorii de azi, dușmanii de mâine, e o vorbă românească, nu mă lăuda că mie mi-e frică de laude. Păi, okay. Păi și atunci... Și oricum mă păzesc de ego. Da. Am grijă. Modestia e baza și calitatea morală cea mai mare. Eu nu mai pot să fac echilibru, că nu știu ce să zic de rău, poate îmi ziceți dumneavoastră. Eu mă aud și eu. De rău? A, da, întrebați-l pe soțul meu. Păi și ce ar putea să ne spună? Da, sunt din ce... Sunt furioasă pe minciună, sunt nervoasă pentru vremurile care le trăim, sunt speriată de ce vine peste noi și reușesc să mă bucur în continuare până în ultima clipă. Absolut superbă întâlnirea, doamnelor și domnilor. Îi mulțumim, Tori Ceea Vasilescu. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Atâta vreau să vă rog, dragi prieteni, dați fuga până la Brașov, pentru că mai aveți ocazia să o întâlniți pe Tora Vasilescu la Festivalul Cinema Unit, care adună, după cum vedeți, forțe artistice absolut senzaționale. Pupăm cu cel mai mare drag și cu cel mai mare dor și poate ne mai întâlnim noi odată și odată anul ăsta. Și eu. Tora Vasilescu, doamnelor și domnilor, întâlnire absolut memorabilă, ca de obicei. Mergeți la Brașov să-i vedeți pe mari actori și nu numai aici, pe mari regizori ai României. Mergem acum mai departe, dragi prieteni, mulțumim Torei Vasilescu.